Bun găsit, oameni dragi! Vă spun din nou cu mare bucurie de aici, din inima Transilvaniei, din Târgu Mureș, exprimând aleasă bucurie pentru faptul că avem posibilitatea să ne întâlnim din nou, iată, în această seară de joi, într-o perioadă sublimă, aș spune, din punct de vedere spiritual, perioada postului mare, o perioadă de pregătire și de așteptare a marelui praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că, spunând bucurie, nu am folosit un cuvânt gratuit, ci realmente orice întâlnire cu dumneavoastră, iată pe această pagină de Facebook a televiziunii Trinitas, îmi dă fericită ocazie să pot împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri de suflet. De fapt, toate aceste intervenții ale mele aici, pe această pagină, au ca și preocupare, în primul și în primul rând, acest schimb de gânduri duhovnicești sau spirituale, pe care, luându-le fiecare în inima noastră, în viața noastră și punându-le în lucrare, să putem într-adevăr să înaintăm pe acest urcuș duhovnicesc către înviere. Desigur, săptămâna în care ne găsim, a cincea din postul mare, are o tematică cât se poate de provocatoare pentru noi. Ea ne invită să înțelegem lucrarea pocăinței, un cuvânt atât de uzitat în mediile spirituale, în mediile duhovnicești, în biserică, deopotrivă, să învățăm această lucrare a pocăinței, să înțelegem care este rostul și rolul ei în viața noastră duhovnicească și, sigur, până la urmă, care este scopul pentru care, iată, biserica ne invită la această lucrare a pocăinței. Repet, termenul are patina timpului, este deopotrivă luat în dezbatere și în discuție de literatura de specialitate, mă gândesc aici la literatura filocalică în mod special, dar nu numai. Din capul locului trebuie să înțelegem faptul că pocăința, care, așa simplist vorbind, nu înseamnă altceva decât începutul schimbării noastre lăuntrice, începutul reorientării noastre, dacă vreți, mai bine spus, dinspre răutate, păcat și patimă către Dumnezeu, care este izvorul binelui și, în același timp, cel care ne inspiră înspre bunătate și înspre lucrarea binelui. Deci, această lucrare a pocăinței a intrat în preocupările multor părinți duhovnicești îmbunătățiți. Biserica ne oferă de data aceasta un exemplu de pocăință în persoana Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, căreia i-a și închinat duminica a cincea a Postului Mare, deci duminica care va urma. Prin viața ei, încercând să ne facă să înțelegem, de fapt, care este rostul și rolul pocăinței în viața noastră? Nu voi stărui foarte mult asupra vieții Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, însă, înainte de toate, vă invit să citiți această viață, pentru că, repet, este cât se poate de elocventă, paradigmatică chiar, în ceea ce privește felul în care trebuie să înțelegem pocăința și să o lucrăm în viața noastră de zi cu zi. Scopul pentru care noi ne preocupăm de această lucrare duhovnicească numită pocăință este, repet, reorientarea și recadrarea minții noastre dinspre rău înspre bine, de la patimă înspre lucrarea virtuții și de la cel rău înspre Dumnezeu, mai precis, înspre Hristos, cel care este împreună lucrător cu noi în această strădanie
de schimbare a vieții noastre. Pentru că, de fapt, de aici trebuie să pornim îndemersul nostru din această seară. Din înțelegerea faptului că El, Hristos, nu ne abandonează sub nicio formă în această lucrare a pocăinței, ci dimpotrivă este cu noi, evident în măsura în care îi facem loc în viața noastră și încercăm să pătrundem înțelesul cuvintelor Lui, care pot într-adevăr să fie un bun început în ceea ce privește reorientarea noastră către Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, după această introducere, vă reamintesc faptul că aștept întrebările și comentariile dumneavoastră la secțiunea comentarii de pe această pagină de Facebook. De ele ne vom ocupa la sfârșitul acestei intervenții. Cu mult curaj vă îndemn să puneți acolo ce aveți în sufletul dumneavoastră ca și preocupare, atât legat de tematica acestei seri, cât și ceea ce vă preocupă în mod deosebit în această perioadă. Sigur, cuvântul din această seară l-am așezat sub un titlu generic, aș spune oarecum sensibil, atingeri divine sau despre confruntarea cu imposibilul tău și cu înfrângerea ta. Evident, titlul din capul locului comportă oarecare explicație. Aceasta o voi și face în cele ce urmează. El vrea să ne atragă atenția că avem de a face în viața noastră cu anumite situații în care trebuie să ne înțelegem felul în care trăim, felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, felul în care stabilim până la urmă, din postura de creștini, comuniunea noastră cu Dumnezeu. Ei bine, nu putem să avem pretenția unei comuniuni în iubirea lui Dumnezeu atâta vreme cât nu plugărim lăuntrul nostru, atâta vreme cât în lăuntrul nostru este haos, este furtună, este, dacă vreți, viforniță, este, dacă vreți, neliniște. Nu putem să avem pretenția schimbării noastre, a reorientării noastre către Dumnezeu și către lucrarea binelui, până când lăuntrul nostru nu este pus în ordine. Și atunci, sigur, ca să putem aborda această lucrare a lăuntrului nostru, care intră de altfel în preocuparea spiritualității creștine și vă invit pe această cale să lecturați cărțile de spiritualitate creștină care tocmai înspre această abordare a lucrului cu lăuntrul nostru ne îndeamnă, e bine, dragii mei, încercând să punem ordine în lăuntrul nostru, de fapt nu facem altceva decât să punem început schimbării noastre. Dar pentru a putea, într-adevăr, să facem primul pas înspre schimbarea noastră, înspre ceea ce numim cu un termen tehnic pocăință, adică regretul pentru ceea ce am trăit rău în viața noastră până acum și recadrarea noastră sau reîntoarcerea noastră înspre un bine înțeles și pus în lucrare și în același timp înspre un bine care să fie vector către Dumnezeu, către întâlnirea cu Hristos, toate acestea necesită mai întâi o acceptare a faptului că fiecare dintre noi trecem printr-o vale a plângerii. Acolo unde suntem invitați mai întâi să ne confruntăm cu ceea ce am numit în titlu Imposibilul tău. Ce-o fi oare acest imposibil lăuntric cu care ești invitat să te confrunți în schimbare? Ei bine, e nevoie să înțelegem că aici este vorba de capacitatea fiecăruia dintre noi de a ne privi în ceea ce suntem noi insuportabili, atât față de noi, cât mai ales față de ceilalți. În fiecare om zace acest insuportabil, acest imposibil
cu care nu vrei sub nicio formă să te confrunți. Nu vrei sub nicio formă să-l accepți. Și cu atât mai puțin, nici măcar nu vrei să știi că el există în tine. Dragii mei, cu toții trecem prin valea plângerii, cu toții suntem insuportabili față de cei din jurul nostru și mai puțin realizăm că uneori suntem insuportabili chiar și în fața propriei noastre conștiințe. Dacă nu reușim să înțelegem această dimensiune nefastă din viața noastră, nu e cu putință să avem pretenții a pocăinței adevărate. Nu e cu putință schimbarea noastră. De aceea, cred că este imperios necesar pentru fiecare dintre noi să înțelegem că e nevoie să dăm ochii cu insuportabilul din noi, că e nevoie să acceptăm că fiecare dintre noi avem o latură umbroasă în noi și suntem invitați să punem lumină pe ea ca să putem într-adevăr să conștientizăm acest insuportabil care ne face pe fiecare dintre noi nelivrabili în sensul bun al cuvântului către cei din jurul nostru, dar ceea ce este și mai păcătos ne face de cele mai multe ori insuportabil în fața propriei noastre conștiințe, cum vă spuneam. Rog-vă să reflectați la această dimensiune a insuportabilului din noi. Rog-vă să înțelegeți și să acceptați din capul locului faptul că nu avem absolut nicio șansă să fim mai buni atâta vreme cât nu ne rezolvăm conflictul, puneți dumneavoastră ghilimele de rigoare, cu insuportabilul din noi. Și sigur, întrebarea care poate să se nască acum în mințile noastre este aceea: ce anume ne face pe noi să fim insuportabili față de cei din jurul nostru, dar și în fața propriei noastre conștiințe? Pentru că nu e așa. De foarte puține ori reușim să înțelegem ce anume ne face insuportabili pe fiecare dintre noi. Întâi de toate, orgoliul, semeția, trufia și toate celelalte care își prind rădăcinile în ceea ce numim cu titlu generic mândria nebună a omului din totdeauna, sunt cele care ne fac insuportabili în fața celorlalți. Apoi, păstrând aceeași direcție, în fața propriei noastre conștiințe, devenim insuportabili, mai ales atunci când nu reușim să ne împăcăm cu noi înșine. Nu reușim să ne înțelegem vulnerabilitățile și faptul că orice vulnerabilitate pe care noi o descoperim poate să fie o trambulină sau poate să fie în același timp un bun prilej către o virtute. Dragii mei, este cât se poate de limpede că atâta vreme cât rămânem cimentați în orgolii ieftine, că atâta vreme cât nu facem altceva decât să refuzăm faptul că fiecare dintre noi ducem în noi locuri umbroase, ducem în noi cât se poate de mult în această viață, poate nepermis de mult în această viață, ducem cu noi toate aceste orgolii care ne fac până la urmă străini de noi înșine, dar ceea ce este și mai păcătos, străini și de cei din jurul nostru, suntem insuportabili pentru ceilalți. Și este doar o dimensiune a insuportabilității la care îi expunem pe cei din jurul nostru. Câtă vreme nu acceptăm vulnerabilitățile noastre, n-avem cum să ne săltăm dincolo de zidul pe care îl construim cu atâta migală între noi și ceilalți, dar ce este și mai dramatic, între noi și propria noastră conștiință.
Dragii mei, imposibilul din noi poate fi biruit. Insuportabilul din noi poate fi convertit și transformat prin această lucrare a pocăinței pe care atât de frumos o numeau părinții îmbunătățiți baie a conștiinței. Realmente, pocăința este această baie a conștiinței. Este ceea ce face ca a noastră conștiință să devină trează, să devină conștientă de ceea ce ducem în noi, iar atunci când deviem de pe calea binelui, ea să tragă semnalul de alarmă și să ne dăruiască în același timp puterea să ne redresăm, să ne revenim. Acesta este insuportabilul sau imposibilul din noi. El poate fi biruit, mai ales atunci când avem această conștiință că îl avem și pe Hristos alături de noi, pe Fiul lui Dumnezeu care a venit și a surpat peretele care ne ținea separați, în primul rând pe noi de Dumnezeu, dar în același timp ne ținea separați pe noi de noi înșine. E nevoie să înțelegem și această dimensiune înspre sine pe care Hristos a venit să o reveleze și să o descopere. Pentru că problemele noastre adevărate se nasc mai întâi în relația cu noi și abia apoi ele au repercursiuni în relația cu ceilalți. Nu e așa că ne amăgim ori de câte ori înțelegem că suntem niște salvatori ai celorlalți și, într-un mod dramatic, niște gropari, realmente niște gropari, care îngropăm frumusețile din noi dacă cumva le-am descoperit sau dacă cumva am trăit cu ele în această viață. Ei bine, dragii mei, lucruri trebuie să se petreacă în tocmai invers. Să dezgropăm din lăuntrul nostru frumusețile noastre, să dezgropăm din lăuntrul nostru toate capacitățile care ne pot face frumoși și în același timp vrednici de a pune în lucrare iubirea și lucrurile frumoase în relația cu ceilalți, pentru ca mai apoi să putem într-adevăr să-i ajutăm și pe cei din jurul nostru. Apoi o altă dispută serioasă pe care suntem invitați să o avem atunci când dăm drumul acestei lucrări a pocăinței, a schimbării noastre în viața de zi cu zi, este aceea de a ști să ne gestionăm înfrângerile. Mare atenție! Am spus să știm să ne gestionăm înfrângerile. Asta presupune din capul locului că noi le acceptăm prezența în viața noastră. O, Doamne, dar oare chiar le acceptăm? Oare chiar suntem dispuși să înțelegem că nu suntem doar oameni de succes, că nu suntem doar niște câștigători de zi cu zi a tuturor provocărilor care vin în viața noastră? Oare chiar suntem pregătiți să acceptăm că suntem niște oameni care eșuăm lamentabil atât de des în fața provocărilor? Că suntem niște oameni care atât de des cădem sub povara propriilor noastre înfrângeri? Oare chiar suntem pregătiți să acceptăm asta? Privind înspre mine și nu înspre altcineva, vă spun cu toată sinceritatea că omul este extrem de puțin pregătit să-și accepte înfrângerile. Dar, dragii mei, fără o acceptare a propriilor înfrângeri, n-ai cum, sub nicio formă, să poți să devii un câștigător al provocărilor din viața de zi cu zi. Doar atunci când, într-un mod sincer, ești capabil să admiți că poți să și greșești, că poți să și jignești, că poți să și destructurezi în jurul tău, deși n-ar fi de dorit lucrul acesta, abia atunci vei putea înțelege că poți într-adevăr să și construiești,
că poți într-adevăr să și îndrepți, că poți într-adevăr să și sfătuiești, că poți într-adevăr, în definitiv, să și iubești. Până când nu ne acceptăm înfrângerile, până când nu ne acceptăm limitele, e greu să ne depășim pe noi înșine. E greu pentru că nu suntem în realitatea noastră. E greu pentru că, în definitiv, noi nu vrem schimbare. Câtă vreme nu ne simțim doborâți, câtă vreme nu ne simțim înfrânți, ci credem că suntem întotdeauna prezentabili de zi cu zi, câștigătorii de zi cu zi, chiar înșelându-ne cu aceste convingeri, n-avem cum să facem pasul înspre schimbare. N-avem cum să începem lucrarea pocăinței. Aduceți-vă aminte că atât de limpede Hristos, spre finalul activității sale publice, spune răspicat în auzul tuturor: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, fiți curajoși, eu am biruit lumea. Dragii mei, în lume vom avea necazuri. Trăind în lume, vom fi înfrânți de cele mai multe ori. Vom cădea sub povara necazurilor. Trăind în lume, este imposibil, este absolut imposibil să nu experimentăm înfrângerea. Problema este ce facem cu înfrângerile noastre. Sunt sigur că știm cât se poate de minuțios să ne gestionăm câștigurile. Poate că mentalitatea de astăzi ne și încurajează să fim oameni de succes. Nimic rău în asta. Însă, atâta vreme cât nu poți să te privești decât prin ochii omului de succes, atâta vreme cât nu-ți dorești decât să birui, atâta vreme cât, chiar și atunci când ești un înfrânt, tu de fapt te recunoști un biruitor, nu ești în realitatea ta. Și nefiind acolo, n-ai cum să schimbi nimic înăuntrul tău. E posibil să te livrezi celorlalt ca un om de succes, e posibil să înveți pe ceilalți lecții despre succes, e posibil să spui clar și răspicat povestea ta de succes. Dar, în ceea ce privește povestea schimbării tale, lucrarea pocăinței, despre acestea e greu să poți spune ceva atâta vreme cât, privind înspre tine, nu-ți accepți înfrângerile. Hristos este și de această dată alături de noi, spunându-ne să avem curajul să ne înfruntăm și să ne înțelegem înfrângerile. Nu ne spune să rămânem acolo, ne invită să ieșim de acolo. Dar ca să poți ieși de acolo, mai întâi trebuie să te recunoști că ești într-adevăr acolo, în durerea ta, în înfrângerea ta, în suspinul tău, în tot ceea ce până la urmă înseamnă, așa cum spuneam generic, realitatea ta. Ei bine, dragii mei, atâta vreme cât noi vom reuși să rezolvăm aceste probleme cu lăuntrul nostru, cu tot ceea ce poate fi insuportabil de neacceptat în lăuntrul nostru, atâta vreme cât noi vom ști să ne gestionăm înfrângerile și vom ști să ieșim de acolo cu mult curaj și cu ajutor de la Dumnezeu, ne punem pe calea pocăinței. Iar atunci când ne punem pe calea pocăinței,
începem o lucrare grea, de durată, de o viață chiar. Atenție, spun, de o viață. Pentru că lucrarea pocăinței e lucrarea întregii noastre vieți de aici de pe pământ. Iar în această lucrare a pocăinței, adeseori ești pe culme, adeseori ești în abis. Adeseori îți iese îmbunătățirea, uneori o pierzi. Uneori simți în sufletul tău că ai cucerit acel Everest, care nu înseamnă altceva decât biruirea egoului din tine, iar alte ori, într-un mod cât se poate de ușor, pici din nou la poalele acestui munte numit ego. Da, într-adevăr, lucrarea pocăinței ne arată cât se poate de limpede că noi oamenii suntem de unii singuri atât de neputincioși și atât de instabili încât avem nevoie de ajutor. Nimeni nu poate să facă schimbarea, propria schimbare, fără ajutor. Și mă gândesc aici la ajutorul dumnezeiesc, la acea atingere divină, la acea atingere de har, la acea atingere a puterii dumnezeiești care ne saltă dincolo de limitele noastre umane și ne face să înțelegem că e cu putință schimbarea alături de Domnul, că e cu putință pocăința alături de Domnul, că e cu putință crucificarea înfrângerilor din noi alături de marele crucificat de pe Golgota. Și dacă vreți, e cu putință să ne acceptăm insuportabilul din noi atâta vreme cât privim spre frumusețea deplină a celui care a venit în mijlocul nostru și ne-a dăruit șansa pocăinței și a schimbării. Și mă gândesc aici la Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe calea pocăinței fiind, uneori, când e cel mai greu să smulgi din tine răul, când e cel mai greu să smulgi patima din inima ta, răutatea în care ai crezut atâta vreme și cu care ți-ai ritmat viața de atâtea ori, uneori pe calea pocăinței, în acest exercițiu, te întrebi, unde e Dumnezeu? Am nevoie de El acum. Unde este Cel care mi-a cerut să am curaj să înfrunt răul? Unde este Cel care mi-a cerut să-mi întorc privirea dinspre răutate, înspre frumos și bunătate? Unde să-L căutăm pe acest Dumnezeu care ne-a propus să avem curajul schimbării al pocăinței? E bine, dragii mei, e o întrebare la care de cele mai multe ori nu primim răspuns. Pentru că, probabil, în acel moment nici nu este un răspuns. Unde este Dumnezeu atunci când suntem în valea plângerii, atunci când suntem confruntați cu întunericul din noi, atunci când vrem într-adevăr să facem pas spre înviere? Ar putea fi acest Dumnezeu în zorii unei zile, în care avem șansa să lucrăm din nou cu sârg propria noastră pocăință. Apoi ar putea fi Dumnezeu, nu credeți, în ruga de seară? Da, în ruga de seară. Dar în ruga sinceră și neostoită. Acolo ar putea fi Dumnezeu. Iar apoi ar fi bine să-L căutăm
și în altă parte, în cerul inimii. Dar oare care-i cerul inimii? Cerul inimii e în noi. E acolo unde Hristos a sălășluit de la botez. E acolo unde El așteaptă ca noi să deschidem inima noastră spre o conlucrare fericită cu El. Acolo, în cerul inimii, așteaptă Hristos întâlnirea cu noi. Va fi oare aceasta întâlnirea adevărată? Depinde de noi toți, de felul în care vom înțelege să ne deschidem cerului din noi. Și mai mult decât atât, cerul din noi, ne spune un părinte al bisericii, Ioan Scărarul, pe care, iată, în urmă cu câteva zile, l-am cinstit în biserică, mai precis în duminica trecută, în duminica a patra din post, acest părinte, Ioan Scărarul, ne spune de fapt cum să înțelegem cerul din noi. El zice în felul următor, în lucrarea lui arhicunoscută, Scara Dumnezeiescului Urcuș. Iată-ne și pe noi, cei afundați în groapa cea mai adâncă a neștiinței și în patimile întunecate și în umbra morții acestui trup, începând să vorbim cu îndrăzneală despre cerul pământesc. Bolta cerească are ca frumusețe stelele, iar nepătimirea omenească virtuțile. Căci eu n-am învățat să fie nepătimirea altceva decât cerul minții în inimă. Repet, eu n-am învățat să fie nepătimirea altceva decât cerul minții în inimă. Întâlnindu-ne cu Hristos acolo în cerul lăuntrului nostru, începe de fapt marea transformare, lucrarea care nu face altceva decât să curețe lăuntrul nostru de răutate, de tot ceea ce înseamnă păcat sau patimă, să ne aducă în stadiul de nepătimitori. Iar în momentul în care suntem cu Hristos, nu vom mai avea ochi pentru rău, nu vom mai avea minte care să uneltească răul împotriva celor din jurul nostru. Dar ceea ce este și mai interesant, și mai frumos și benefic pentru noi, nu vom mai avea absolut niciun nor al vreunui gând răutăcios împotriva celor din jurul nostru. Și atunci lăuntrul nostru devine cerul în care Hristos e prezent. Acolo, în cerul inimii, îl putem întâlni pe Hristos. Și în momentul în care El devine o realitate vie și personală în viața noastră, lucrarea pocăinței înaintează. Lucrarea pocăinței, a schimbării noastre, este din ce în ce mai bine conturată. Pentru că crucificarea răului din noi înseamnă împreuna noastră răstignire cu Hristos, pentru ca ziua de mâine a fiecăruia dintre noi să fie o posibilă zi a învierii, o posibilă zi în care, lucrând pocăința, să ne putem bucura de înviere. E bine, dragii mei, dacă Ioan Scărarul, Sfântul Ioan Scărarul, ne vorbește despre cerul din noi, care poate fi simțit atunci când ajungem în stadiul de a lucra la nepătimirea noastră împreună cu Hristos, atunci realmente cred că este un motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi să știm că avem sprijin în demersul nostru duhovnicesc în persoana lui Hristos. Dumnezeu
întrupat și venit în sânul umanității. Dacă așa stau lucrurile, v-aș invita în cele ce urmează să ne aducem aminte de un episod evanghelic, care este cât se poate de elocvent, paradigmatic chiar, atunci când suntem invitați realmente să ne confruntăm cu urâtul din noi, nu dintr-un alt motiv decât din acela de a putea realmente să găsim soluțiile ca să le extirpăm de acolo. Un episod evanghelic care nu face altceva decât să radiografieze viața noastră lăuntrică, deși el pare la prima vedere să nu aibă absolut nicio legătură cu viața lăuntrică. Este vorba de episodul potolirii furtunii de pe Marea Galilei sau de pe lacul Tiberiade. Acea întindere de apă din nordul Galilei, provincia de nord a Țării Sfinte. E bine, acolo Hristos, la un moment dat, fiind în corabie împreună cu ucenicii, trecea dintr-o parte a mării în cealaltă. Putem presupune că este vorba despre plecarea lui Hristos din Capernaum înspre ținutul Gadarei, acolo unde va întâlni pe cei doi demonizați, fioroși și pe care îi va tămădui. Ceea ce se petrece pe această întindere de apă, când ucenicii împreună cu Hristos erau în corabie, repet, este cât se poate de interesant pentru a înțelege în profunzime faptul că suntem invitați să ne confruntăm cu neputințele noastre, să ne confruntăm cu ceea ce este absolut insuportabil în noi, pentru ca să putem să ne salvăm, pentru ca să putem într-adevăr să ajungem în cerul inimii, în cerul din noi înșine. Acolo, pe această întindere de apă, la un moment dat, în ceas de noapte, se iscă o furtună. Apostolii împreună cu Iisus erau în corabie. Iisus dormea. La un moment dat, furtuna devine atât de violentă încât apostolii se tem ca nu cumva să se prăpădească și îl trezesc pe Iisus. Evanghelistul Matei, în capitolul 8, consemnează acest moment și spune el că Iisus, trezindu-se, a certat vânturile și marea, vântul și marea, acestea s-au potolit, iar apostolii au rămas uimiți și s-au întrebat, cine este oare acesta de care ascultă până și marea și vântul? Evident, înainte să se producă această liniștire a furtunii de pe mare, Hristos îi mustră pe apostoli, întrebându-i, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Sigur că apostolii n-au răspuns la această întrebare, pentru că se descoperă pe ei înșiși în puținătatea credinței lor, în puținătatea de a își înfrunta propriile neputințe, propriile dureri, propriile provocări. Ce vrea de fapt să ne spună acest fragment evanghelic? Vedem că e vorba aici mai întâi de o furtună, de o corabie și de Iisus care dormea în corabie. Furtuna poate fi foarte repede asociată cu un simbolism al durerii, al provocării, al neputințelor, al eșecurilor care dau năvală peste noi în viața aceasta pământească. Cu toții intrăm
în furtuni mai mult sau mai puțin devastatoare. Cum ieșim din ele e o problemă de discutat. Apoi vedem că nu suntem pur și simplu plasați și abandonați în mijlocul furtunii, ci realmente suntem într-o corabie. Permanent suntem într-o corabie. Vă rog să înțelegem asta. Permanent ne aflăm într-o corabie. Oare care o fi corabia? Întâi de toate, e vorba despre corabia din lăuntrul nostru. E corabia sufletului. Acolo unde suntem cărmați noi, dar de multe ori ne dăm seama că nu știm să conducem cum se cuvine această corabie a sufletului. Nu știm cum să ne conducem singuri lăuntrul nostru, corabia din lăuntrul nostru, înspre un liman liniștit. Vorbim despre pace, vorbim despre tot ceea ce este frumos și interesant în viața noastră, dar nu știm cum să ajungem acolo. Avem șansa totuși că suntem într-o corabie. Asta înseamnă că toate furtunile care apar în viața noastră, toate provocările, toate durerile, toate necazurile care pot fi asociate acestor furtuni, n-au cum să ne covârșească. Toate înfrângerile la care suntem părtași n-au cum să ne ucidă, să ne doboare. Pentru că noi suntem, repet, într-o corabie. Iar în acea corabie e și Dumnezeu cu noi. Chiar dacă noi, de cele mai multe ori, în diverse circunstanțe ale vieții, încercăm realmente să ne dăm grozavi în ceea ce privește faptul de a ști să cărmuim această corabie, adeseori eșuăm. Și atunci avem nevoie de El, de Iisus, care să preia cârma corabiei și să o salveze din furtună. La cârma sufletului nostru e nevoie să-L așezăm pe Iisus. El este Cel care ne va ajuta să ne înțelegem înfrângerile. El este Cel care ne va ajuta să ne suportăm în toată nebunia la care am fost părtași până acum. El ne va învăța să fim blânzi cu noi. El ne va învăța să ne prețuim așa cum suntem, pentru că în adâncul ființei noastre suntem chip al lui Dumnezeu. Dacă vreți altfel spus, suntem iubire și bunătate. Ei, dragii mei, dacă suntem cu Hristos în corabie, dacă El e la cârma corabiei sufletului nostru, să știți că suntem deja niște mântuiți, niște salvați. E nevoie doar să aderăm la această mântuire și la această salvare pe care Hristos ne-o propune. Cum o primim în viața noastră? Prin lucrarea pocăinței. Prin regretul pe care noi putem să-l punem la picioarele lui Iisus pentru tot ceea ce a fost rău și condamnabil în viața noastră. Dar mergând mai departe pe firul înțelegerii acestui episod evanghelic, vedeți că la un moment dat, în fața furtunilor, omul experimentează frica. Și atunci când îi este cel mai frică omului, atunci când privind în sine nu găsește nimic salvator, pentru că până atunci n-a învățat și n-a făcut exercițiul privirii spre sine, strigă către Domnul: Doamne, scapă-ne, fiindcă pierim. Așa au făcut apostolii, așa facem și noi. Când ne este cel mai greu și nu găsim soluții, începem să ne rugăm prin acel simplu: Doamne, scapă-ne că pierim. Și dacă facem lucrul acesta, vedem că vântul ispitelor și al fricilor noastre și marea
acestei vieți în care se adăpostesc înfrângerile noastre, se potolesc. Dar se potolesc nu pentru că noi am avea o putere magică asupra lor, ci pentru că El, Iisus din Nazaret, crucificatul de pe Golgota, are putere să le potolească în noi pentru că am strigat la El: Doamne, scapă-ne, fiindcă pierim. Ați putut observa cât de limpede explică acest episod evanghelic această confruntare a noastră cu insuportabilul din noi și cu înfrângerile noastre, de al mirinteri. Cred că este momentul să recunoaștem că fără Hristos n-avem cum să ne înțelegem, n-avem cum să ne suportăm, n-avem cum să ieșim din înfrângerile noastre. Eșuăm de cele mai multe ori, ori de câte ori am încercat să credem că ne-am salvat. De altfel, realitatea ne arată cu totul altceva. Ei bine, dragii mei, lucrarea pocăinței este de fapt lucrarea care ne salvează din înfrângerile noastre. Lucrarea pocăinței este cea care ne face să simțim atingerile de har ale lui Dumnezeu. Lucrarea pocăinței ne dăruiește puterea să strigăm după ajutor atunci când nu găsim nicăieri o mână întinsă. Așa se face că, în încheierea intervenției din această seară, încerc să vă aduc în atenție un alt text din spiritualitatea creștină. El aparține unui părinte îmbunătățit spiritual numit Isihie Sinaitul. A fost egumen al Mănăstirii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, a rugului aprins din pustiul Sinai. Acest Isihie Sinaitul, într-una dintre catehezele sale, din cuvintele sale de învățătură, încearcă să ne facă să înțelegem că în fața provocărilor vieții acesteia, în fața durerilor, a necazurilor, a descurajărilor pe care le încercăm, sigur există posibilitatea salvării din toate acestea. Cum o vede el? E bine, iată, vă citesc. Căzând noi în necazuri, descurajări și deznădejdi, trebuie să facem în noi înșine lucrul lui David, prorocul și împăratul. Și anume, să ne vărsăm inima noastră către Dumnezeu. Așa spune David, prorocul și împăratul, în Psalmul 61. Să ne vărsăm inima noastră către Dumnezeu. Și cererea și necazul nostru să le vestim așa cum sunt ele Domnului. Atenție! Nu băgăm sub preș durerea și necazul, crezând că ele vor trece cu timpul. Nu aceasta este soluția ieșirii, ci să ne vărsăm inima noastră către Domnul, iar cererea și necazul nostru să le vestim, să le spunem, să le rostim în fața Dumnezeului Atotputernic. Căci, continuă Isihie Sinaitul, ne mărturisim lui Dumnezeu celui ce poate rândui cu înțelepciune cele ale noastre, care poate face ușor și spre folos necazul nostru și ne poate izbăvi din întristarea pierzătoare și stricătoare. Mă opresc puțin aici, spunându-vă
că e nevoie să înțelegem încă un aspect. Totul, absolut totul, atunci când vine în viața noastră și le experimentăm, adică și bucuria și necazul, vin la vreme potrivită. Să nu ne amăgim crezând că doar bucuriile și momentele de calm și de liniște și de pace lăuntrică au rostul lor în viața noastră. Și vom zice că sunt extrem de puține. Sunt într-adevăr puține pentru că suntem noi împuținați la suflet înspre a le lucra și a le dori, iar dacă sunt mai dense și avem această binecuvântare de la Dumnezeu să le trăim timp mai îndelungat în viața noastră, se întâmplă lucrul acesta pentru că îl punem pe Hristos la cârma vieții noastre, nu dintr-un alt motiv. Dar bine este să înțelegem din capul locului că absolut totul vine în viața noastră la momentul potrivit. Mânia pusă în mișcare în chip contrar naturii împotriva oamenilor, întristarea, urâtul, plictiseala, strică în chip asemănător gândurile bune și cunoscătoare. Risipindu-le pe acestea, Domnul produce bucurie. Dar gândurile împlântate și fixate stabil în inimă și fără voia noastră le șterge în chip natural rugăciunea către Domnul, făcută cu trezvie, din adâncurile înțelegerii inimii. Ajungând în necazul multor gânduri raționale, vom găsi ușurare și bucurie atunci când ne vom învinui pe noi înșine în adevăr și fără patimă îi vom vesti Domnului toate ca unui om. Și negreșit din acestea două vom găsi odihnă, pentru că altfel odihnă nu va fi. Să băgăm de seamă, dragii mei. Atunci când suntem asaltați de gânduri urâte, atunci când răul pune stăpânire pe lăuntrul nostru, nu avem altă șansă de salvare decât să ne învinuim pe noi înșine de răul pe care îl experimentăm. Să recunoaștem, cu alte cuvinte, că am dat voie răului să facă jocul în viața noastră. Nimeni altcineva nu este vinovat de întunericul din noi, de umbrele cu care adeseori ne jucăm, prezente în lăuntrul nostru, și adeseori ne înspăimântăm chiar și pe noi înșine, nu numai pe cei din jurul nostru. Așadar, cu dreaptă socoteală, să ne recunoaștem vina răului pe care l-am introdus în viața noastră și în sufletul nostru. Doar așa avem șansa să stăm sincer în fața Domnului. De acolo va veni negreșit izbăvirea. Ei bine, așa sunt lucrurile. Trag nădejde că am înțeles puțin din ceea ce înseamnă lucrarea schimbării, lucrarea pocăinței, atunci când vine vorba de confruntarea cu noi înșine. Pentru că, de fapt, totul începe de la o confruntare cu noi înșine. Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori. Valori care vor naște în tine lucruri frumoase, valori care te vor face să înțelegi iubirea cu care ești dator față de propriul suflet, dar mai ales față de semenul tău și Dumnezeul tău. Ei, toate acestea înțelegându-le, nu avem altă șansă decât să privim spre răsărit, spre acel orizont de unde soarele dreptății noastre și a îndreptării noastre răsare.
iar acest soare al dreptății și al îndreptării noastre întotdeauna răsare pe cerul inimii. Acestea fiind zise, mă opresc aici din ceea ce am dorit să împărtășesc cu dumneavoastră, gândindu-mă că tot ceea ce am spus până acum poate să fie de folos cuiva. Dacă lucrul acesta se poate întâmpla, îi dau slavă lui Dumnezeu. Iar acum îmi voi îndrepta atenția către registrul comentarii de pe această pagină de Facebook, încercând să preiau comentariile dumneavoastră. În situația în care, știu eu, din neatenție, voi trece peste unele dintre ele, rog-vă să nu fiți aspru judecători ai mei, ci cu îngăduință să înțelegeți ale mele neputințe. Așadar, în secțiunea comentarii întâlnim următoarele gânduri de asta dată venite dinspre dumneavoastră. Viorica Ceban ne spune: cred că am pierdut mesajul dumneavoastră, o să revin la el. De asta dată e un flux destul de mare de mesaje și nu reușesc să le prind. Ia uitați. Încerc acum să... preiau mesajele dumneavoastră. Elena Stratan: Doamne ajută-ne că pierim, fii cu noi și familia noastră. Elena Murgea: Doamne ajută-ne și ne mântuiește pe noi cei păcătoși. Apoi, Anișoara Balașnicu: slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Apoi o serie de mesaje care cer ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântare de la El, vin dinspre dumneavoastră. Elena Roșu ne spune: Doamne ajută-ne tuturor și ne iartă, miluiește-ne pe noi, slavă ție pentru toate. Doamna Valentina ne spune: Doamne ajută-ne și ne miluiește. Încerc să găsesc o eventuală întrebare, dacă ați lăsat aici. Marioara Răcean ne spune: Dumnezeu să vă binecuvinteze, poți binecuvânta tuturor și Doamne ajută. Mulțumim, Doamnă, pentru gândul bun pe care îl împărtășiți cu noi. Sabina Armeanu: mulțumim de această seară minunată, vă mulțumesc și eu pentru răbdarea de a fi împreună. Alina Angel: iartă-mă, Doamne, Dumnezeul meu, pe mine păcătoasă. Valentin Dejan: Dumnezeu să vă binecuvinteze, Părinte drag. Mulțumesc, Valentin, pentru gândul bun. Apoi, Dorina Minodora Jucan: vă mulțumesc mult pentru povețele folositoare oferite nouă. Vă mulțumesc și eu, Doamnă, pentru prezența dumneavoastră această seară alături de noi toți. Sabina Armeanu, iată, ne adresează o întrebare: cum rupem rădăcina păcatului? Cred că am înțeles bine aici. Evident, orice păcat care îl săvârșim lasă urme adânci în sufletul nostru.
E cât se poate de firesc să ne preocupe felul în care încercăm să dezrădăcinăm răul din noi. Întâi de toate, printr-o susținută cunoaștere a felului în care păcatul se manifestă în viața noastră. Cred că cu asta trebuie să începem, să fim cât se poate de atenți cu noi înșine și cu felul în care păcatul lucrează în viața noastră. Răul pe care îl produce păcatul respectiv în viața noastră, felul în care el ne transformă. Și asta nu putem să realizăm decât în măsura în care suntem foarte, foarte atenți cu noi înșine, în măsura în care învățăm să ne observăm pe noi înșine. Apoi, încercând să evităm prilejurile favorizante păcatului cu care ne confruntăm, pentru că știm foarte bine că există și astfel de prilejuri. Întâi de toate, nu putem să evităm prilejurile atâta vreme cât noi nu suntem conștienți de păcatul pe care îl purtăm în noi înșine și nu știm cum se manifestă el. De asta este absolut necesar să fim atenți, să avem acea trezvie a minții și a inimii atunci când este vorba de viața noastră. Asta nu înseamnă să devenim obsesivi cu noi înșine și să încercăm să ne blocăm în noi fără să mai comunicăm cu cei din jurul nostru pentru că suntem preocupați, vezi, Doamne, de dezrădăcinarea vreunui păcat. Lucrarea noastră de pocăință, lucrarea noastră de curăție lăuntrică nu presupune sub nicio formă, absolut sub nicio formă, renunțarea la responsabilitățile și la datoriile pe care le avem în viața de zi cu zi. Dimpotrivă, preocuparea față de curățirea lăuntrică ne face să fim mai responsabili cu noi înșine și asta ne învață să fim, prin extensie, responsabili și cu cei din jurul nostru. N-avem cum să înțelegem responsabilitățile față de cei din jurul nostru, față de societate, atâta vreme cât nu ne înțelegem responsabilitățile față de noi. Deci, dezrădăcinarea păcatului, cred că așa ar trebui să înceapă. Sper că m-am făcut înțeles. Apoi, sigur, vine rugăciunea prin care cerem ajutor de la Dumnezeu să putem într-adevăr să ne sustragem prilejurilor favorizante păcatului și în același timp să nu mai cădem în mreaja ispitelor. Cred că aici ar trebui să ne plasăm fiecare dintre noi când este vorba de dezrădăcinarea păcatului. N-ar trebui să uităm faptul că uneori dezrădăcinarea unui păcat poate să fie lucrare de o viață întreagă. Nu trebuie să ne sperie lucrul acesta, ci dimpotrivă trebuie să ne dea curajul să abordăm cu luciditate și cu multă încredere în ajutorul lui Dumnezeu această lucrare lăuntrică a curățirii. Mergând mai departe, în secțiunea mesajelor dumneavoastră, Viorica Ceban, iartă-ne, Doamne, Sanda Sava, mulțumesc, Părinte, Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin, așa să fie, mulțumim, Dumnezeu să ne ajute, ne spune Viorica Dogariu, Angelica Mărioara, vă mulțumim mult, minunat, mulțumesc, Angelica, pentru gândurile tale frumoase pe care frecvent le lași aici în această secțiune. Sunt de-a dreptul copleșit de faptul că unii dintre dumneavoastră folosiți acest timp ca un minunat prilej de a ne bucura împreună de aceste seri. Apoi, Petrovic, Nicoleta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Părinte, pentru cuvintele frumoase pe care ne le adresați. Să mâna Doamnă pentru gândul bun. Apoi, iarăși, o serie de mesaje în care ni se prezintă dorința dumneavoastră de a avea pe Dumnezeu prezent în viața noastră și de a cere ajutorul. Nu le mai citesc pe toate. Iată, o nouă întrebare survine. Mihaela, Irina,
Lesinski, bună seara și post binecuvântat. Am o întrebare. Copilașul meu de 3 ani și jumătate se sperie acum în ultimul timp. Ce să fac? Să merg să-i citească o rugăciune părintele? Da, să mergeți cu multă încredere la părintele dumneavoastră să citească o rugăciune. Rugați-vă și dumneavoastră pentru el. Sigur, cauzele pot să fie multiple, dar cel mai bine luați legătura cu duhovnicul dumneavoastră și cu siguranță prin rugăciune și prin binecuvântarea Părintelui Dumnezeu va ocroti sufletul copilului dumneavoastră. Viorica Ceban, mulțumim Părinte, Domnul să vă binecuvinteze. Apoi, iată o nouă întrebare de la Elena Onofrei. Cu ce pot ieși din mândrie ca să nu mă mai întorc la ea? Vă mulțumesc mult, Părinte, sărut dreapta. Ei, problema mândriei este una destul de stufoasă, destul de alambicată, pentru că ea se manifestă sub diferite forme în viața noastră. De la dorința de slavă din partea celor din jurul nostru până la mândria propriu-zisă, apoi orgoliu, încăpățânare, trufie, semeție și știu câte alte variante sunt puse în joc atunci când vine vorba de mândrie. Păi, întotdeauna, atunci când vrem să ieșim dintr-o patimă sau atunci când vrem să găsim leac pentru un păcat, leacul nu este decât opusul patimii, iar opusul patimii este virtutea. Opusul mândriei știm foarte bine că este smerenia. Încercăm cât mai mult să ne smerim și să învățăm smerenia. Nu știm cum, căutăm să învățăm cum. Din lecturile duhovnicești și din sfătuirile cu Părintele Duhovnic, putem să învățăm fiecare dintre noi ce înseamnă până la urmă lecuirea de mândrie. Ca să nu vă mai spun că uneori este atât de fioroasă această patima mândriei încât până și cei mai îmbunătățiți părinți duhovnicești au ajuns să cadă din buna viețuire prin mândrie de cele mai multe ori fără să-și dea seama. Pentru că este destul de perfidă această patima a mândriei, acest orgoliu luciferic care de cele mai multe ori încearcă să ne separe unii de alții și pe noi toți de Dumnezeul nostru. Cert este că în măsura în care conștientizăm faptul că într-un grad sau altul fiecare dintre noi ducem cu noi această mândrie ca pe o povară, să încercăm să ne smerim, să încercăm să ne umilim în fața lui Dumnezeu, să dăm drumul din lăuntrul nostru acestui exercițiu de umilință și să nu considerăm că suntem mai prejos atunci, mai prejos de cei din jurul nostru sau știu mai prejos de propriul nostru orgoliu atunci când punem în lucrare smerenia. Dimpotrivă, omul puternic nu este omul mândru și orgolios, ci omul puternic este omul smerit, omul care are cuget smerit, care are inimă înfrântă și smerită, cum spune, iată, prorocul David în Psalmul 50. A ieși din mândrie înseamnă a poposi pe pajiștile smereniei. Cum să facem asta la modul concret? Pur și simplu făcând exercițiul smereniei. Crăciun Costică, mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Dumnezeu să ne ajute. Doina Cioba, mulțumim un cuvânt care sigur va rodi în sufletele și mințile noastre. Vă mulțumesc, Doamnă, pentru ceea ce împărtășiți cu mine în această seară. Dumnezeu să le rânduie pe toate după voia Lui și spre mântuirea noastră. Jenny Cristea ne spune, da, aveți dreptate, dar e foarte greu. Eu încerc, dar ispitele sunt grele și de multe ori se intră în păcat. Orice lucrare cu lăuntrul nostru este o provocare și este, dacă vreți, o cruce de fiecare zi. N-am zis nicio clipă că este ușor în vreun fel sau altul,
Dar faptul că este greu nu trebuie să ne înspăimânte și nu trebuie să ne facă să dezertăm din fața acestei lucrări mântuitoare de igienizare sau de salubrizare a lăuntrului nostru. E absolut necesar să începem această lucrare de curăție lăuntrică, de curăție sufletească, această lucrare de pocăință. E absolut necesar să începem această lucrare fără să ne gândim, evident, cât de mult lucrăm noi și cât de mult îi dăm Domnului prilejul să lucreze în viețile noastre. Pe parcurs, sunt convins că dacă vom căuta cu sinceritate curățirea inimii noastre, Domnul ne va inspira cum să conducem sau cum să ne lăsăm conduși de Domnul în această lucrare mântuitoare a curățirii inimii noastre. Aduceți-vă aminte că Domnul Hristos ne spune limpede și răspicat în predica de pe munte, într-una dintre cele 9 fericiri, că cei curați cu inima îl vor vedea pe Dumnezeu și vor fi fericiți realmente. E bine, această lucrare de curățire a lăuntrului nostru, repet, este o lucrare de o viață. Nu este o lucrare de moment, nu este o lucrare de o clipă. Sigur că Dumnezeu poate, prin lucrarea sa dumnezeiască, să aducă izbăvirea noastră din păcat și din patimă, la unii cu mai multă strădanie, la alții poate cu mai puțină strădanie. Nu trebuie să ne pierdem curajul, pentru că aduceți-vă aminte, au fost oameni care au câștigat printr-o rugăciune sinceră, într-un moment de pocăință adevărată, au câștigat împărăția, l-au câștigat pe Hristos în inima lor. Aduceți-vă aminte doar de tâlharul de pe cruce, unul dintre ei. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Oare de câte ori a auzit vorbindu-se despre împărăția lui Hristos acest tâlhar? Oare de câte ori și-a pus problema existenței ei? Dar iată că acolo, lângă Hristos, a simțit că lângă el este împărăția lui Dumnezeu. A simțit că în persoana lui Hristos e ceva special, iradiant înspre el și curățitor pentru el. A deschis sufletul, a deschis mintea și Dumnezeu a intrat și a adus mântuirea acestui suflet. Astăzi vei fi cu mine în rai, în raiul iubirii Părintelui Ceresc, în raiul comuniunii Preasfintei Treimi. E posibil și pentru noi să se întâmple asta. Apoi, Alecu Sami ne spune: îmi explicați și mie de ce ne închinăm la moaște? Contra Bibliei, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeul Creator este omul Iisus Hristos. Da, sigur, e o problemă, aș zice, de actualitate aceasta. De ce ne închinăm la moaște? Pentru că ele sunt dovada palpabilă a faptului că Dumnezeu e lucrător în viața noastră. Prezența Harului lui Dumnezeu în Sfintele Moaște sunt argumentul cinstirii lor. Nu cred că putem să înțelegem altfel această închinare a noastră la Sfintele Moaște. Sigur că ni se spune în Scriptură că mijlocitor între Dumnezeu și oameni este Iisus Hristos, Mântuitorul, dar poate să fie mijlocitor între noi și Dumnezeu și omul care îl găzduiește pe Dumnezeu întrânsul și omul care se bucură de prezența lui Dumnezeu întrânsul. E bine, Sfinții n-au fost altcineva decât cei care s-au bucurat de prezența lui Dumnezeu în inima lor, au câștigat această prezență, au actualizat, dacă vreți, această prezență a lui Dumnezeu în inima lor. La fel cum fiecare dintre noi putem să actualizăm prezența lui Dumnezeu în inima noastră, atunci când devenim colaboratori ai lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ei, toate acestea cred că pot fi înțelese de fiecare dintre noi. Apoi, Cezarin Arion: Doamne, milostivi nouă păcătoșilor,
și robilor tăi. Dumnezeu să audă rugăciunea noastră și să pomenească pe toți cei pe care ați amintit acolo, în pomenii cu dumneavoastră. Dorina Minodora Jucan, cuvintele dumneavoastră sunt un balsam pentru rănile păcatelor mele. Cred că e prea mult spus, Doamnă, dar dacă sigur găsiți în ele sens și până la urmă folos, mă bucur și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Poți binecuvânta tuturor, revine Valentin de Jean și ne spune: Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să ne deschidă porțile spre mântuire, așa să fie, pentru noi toți. Petronela Carâmb plasează o întrebare aici și zice: Dacă juri, e păcat. Și dacă faci un obicei din asta, cum procedăm? Nu știu dacă am înțeles bine la ce vă referiți. Sigur că în Scriptură ni se spune limpede că nu este al nostru a ne jura nici pe cer, nici pe pământ. Pentru că nu stă puterea noastră să mișcăm nici măcar un fir de păr din capul nostru, spune Domnul Hristos în Evanghelie. E într-adevăr jurământul un păcat atunci când vrei prin jurământ de fapt să acoperi un întuneric din tine sau o stare păcătoasă din lăuntrul tău. Dar de cealaltă parte există și un aspect pozitiv al jurământului atunci când ți se cere să depui toate eforturile înspre îndeplinirea unei responsabilități. Așa cum, de exemplu, există jurământ în armată, cum există jurământ în cadrul absolvenților de la teologie, care depun o mărturie prin jurământul lor în fața lui Dumnezeu că vor încerca să rămână alături de Hristos și în biserică, iar în cazul ostașilor să se achite cu onoare și demnitate față de chemarea pe care le-o adresează patria pe care o slujesc. Da. Oborog Ludmila pune și dânsa o întrebare aici și zice în felul următor: cum să ne stăpânim gândurile? Mulțumesc, Doamnă, pentru această întrebare extrem de binevenită. Cum să ne stăpânim gândurile? E bine, prin trezvia minții, printr-o atenție la ceea ce primim în mintea noastră. De un lucru să fim siguri, de gânduri nu putem scăpa sub nicio formă. Ele există și vor exista în mintea noastră tot timpul. Însă ceea ce este până la urmă provocator pentru noi și în cele din urmă aduce în prim plan lucrarea trezviei despre care vă vorbeam, e faptul de a ști să fim selectivi cu gândurile care sunt în mintea noastră. Acolo, la un moment dat, vor poposi și gânduri bune și gânduri rele. Atunci când vom da atenție unui gând bun și vom începe să purtăm un dialog cu gândul respectiv, un dialog lăuntric cu gândul respectiv, el poate să nască trăiri lăuntrice în inima noastră frumoase. Iar de pe urma acestor trăiri frumoase, noi să ducem mai departe gândul bun în faptă, să-l materializăm în faptă. De fapt, faptele noastre bune nu sunt altceva decât materializarea în concret, în imediat, a trăirilor noastre frumoase lăuntrice, care la rândul lor își au obârșia în gândurile bune. La fel se întâmplă și cu gândurile rele, însă la polul opus. De asta dată semănând multă otravă în noi și în jurul nostru. Așa se face că suntem invitați ca atunci când în mintea noastră poposesc gânduri, să avem capacitatea prin trezvie să le triem, pe cele bune să le punem în lucrare, iar pe cele rele să le biciuim, uneori cu rugăciune,
către Domnul, atunci când gândurile rele devin stăruitoare și încearcă să pună stăpânire pe mintea noastră, rugăciunea este nu numai un anesteziant, ci un bun bisturiu chirurgical cu care putem să tăiem gândurile rele din mintea noastră. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Sigur că e de discutat vis-a-vis de această lucrare duhovnicească a gândurilor care poposesc în mintea noastră. Pentru că, de fapt, de acolo, de la nivelul minții, putem să ne împrospătăm viața sau, dimpotrivă, putem să introducem otrava păcatului în sufletul nostru. De fapt, lupta decisivă dintre bine și rău în lăuntrul nostru se dă la nivelul minții. E bine să înțelegem asta și să fim extrem de atenți de felul în care ne gestionăm gândurile la nivelul minții. Apoi, Elena Bela ne spune: Doamne, ajută-mă să mă împac cu soțul. O femeie ne-a stricat căsnicia, copiii mei cresc singuri și eu sunt la pământ. Fă-l, Doamne, să se întoarcă înapoi. Ce mă sfătuiți, părinte? Regret foarte mult durerea prin care treceți. Încerc să înțeleg, atât cât pot să înțeleg eu, prin ceea ce treceți dumneavoastră. Sigur, nu este o situație ușoară, e destul de delicată, destul de dureroasă, atât pentru dumneavoastră cât și pentru copiii dumneavoastră. Nu știu ce este la mijloc acolo între dumneavoastră, de aceea rog-vă, îndreptați-vă spre Părintele Duhovnic și încercați să puneți sufletul dumneavoastră în mâinile lui și să cereți sfat de acolo. Cred că acolo, la modul concret, se poate face ceva pentru dumneavoastră. Apoi nu uitați de Dumnezeu și să spuneți, așa cum actualizam în cuvântul meu episodul evanghelic de la Matei, capitolul 8, să spuneți cât se poate de sincer: Doamne, ajută-mă, fiindcă pierd. Nistor Nisti spune în felul următor: Părinte, se vede că sunteți plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu să vă țină râvna pentru El. Vă mulțumesc pentru gândul frumos. Dacă pot să mă fac de folos dumneavoastră, lucrul ăsta mă bucură. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Vă mulțumesc, domnule Nistor, pentru gândul împărtășit cu mine. Apoi Corina Hunt: Bună seara, vă rog să-mi spuneți dacă Dumnezeu mai acceptă cununia doi oameni de 49 de ani, care fiecare a avut un trecut. Mulțumesc, Domnul, să vă binecuvinteze. Nu înțeleg aici ce exprimați dumneavoastră printr-un trecut. Cu toții avem un trecut. Nu știu la ce fel de trecut vă referiți. Sigur că Dumnezeu ne binecuvintează împreună viețuire, chiar dacă suntem de 49 de ani, chiar dacă suntem, știu eu, și de mai mulți ani sau mai puțini, rog-vă să clarificați ce înseamnă acel trecut și o puteți face asta cu un părinte duhovnic. Apoi cere sfat pentru ceea ce înseamnă dorința dumneavoastră de a vă cununa. Cert este că întotdeauna Dumnezeu ne primește, indiferent de felul în care am ales noi să fim în relația cu El până acum. Aș spune, reproducând cuvintele dumneavoastră, indiferent de trecutul nostru. Apoi, Marian Aristotel: Cum să-mi odihnesc aproapele care nu-mi răspunde la deschiderea mea sinceră? E într-adevăr o cruce aceasta, doamna Mariana. Cum să-l liniștești pe aproapele tău dacă el nici măcar nu are deschidere către tine? E o provocare. Încercați să fiți dumneavoastră în bunătatea inimii. Încercați să fiți dumneavoastră cât se poate de atentă
cu felul în care vă comportați cu un astfel de om, sigur că dacă nu există reacție din partea lui, e destul de greu să poți să aduci ceva bun în inima lui, ceva frumos din inima ta să planteze în inima lui. Însă, dincolo de toate aceste provocări, rogu-vă, rămâneți în bunătatea inimii față de astfel de oameni. Există suficiente exemple, atât în Scriptură cât și în literatura noastră de specialitate, în spiritualitatea noastră creștină, prin care exemplul de viețuire frumoasă, exemplul de dragoste pe care îl dăruiești celui de lângă tine, poate într-adevăr să schimbe inima împietrită a celuilalt. Nu disperați, nu deznădăjduiți. Domnul poate, printr-un gest al dumneavoastră de iubire, să înmoaie inima celui care s-a împietrit și s-a închis inexplicabil, poate, față de dorința dumneavoastră de a-l odihni. Dar ceea ce pot eu să vă spun este că spuneți atât de frumos că vă doriți să vă odihniți aproapele, încât v-aș ruga să nu renunțați sub nicio formă la această frumoasă lucrare. Așadar, mult curaj și rămâneți lângă Domnul. Vă va inspira, cu siguranță. Apoi, iată, doamna Nica Sâlcudean ne adresează o întrebare. În afară de Biblie, ce cărți ne recomandați să citim? Care ne-ar putea ajuta să ne cercetăm mai bine pe noi înșine? Da, interesantă întrebarea dumneavoastră și de bun augur. Acum, sigur că este foarte greu să recomand ceva punctual, pentru că nevoile noastre, ale tuturor, sunt diferite. Căutările sunt diferite până la urmă. Însă, cred că dacă e să vorbim de cărți folositoare pentru sufletul nostru, îmi vine în minte acum, uitați, o carte de spiritualitate care ne învață care sunt foloasele rugăciunii în viața noastră, ar putea fi Pelerinul Rus. Patericul, de asemenea, este o carte extrem de folositoare pentru lucrarea duhovnicească pe care trebuie să o avem în atenție, dar mai ales pentru faptul că exprimă între coperțile sale, Patericul, că și la el mă refeream, experiența duhovnicească a părinților îmbunătățiți, felul în care ei au reușit să biruiască gândurile rele despre care, uitați, m-ați întrebat careva dintre dumneavoastră adineauri, felul în care au reușit să biruiască ispitele, felul în care au reușit să-și curețe lăuntrul de păcate, de patimi. Există o sumedenie de sfaturi duhovnicești care vin din partea părinților îmbunătățiți către ucenicilor și ne putem folosi iarăși de toate aceste povețe. Apoi o altă carte care îmi vine în minte ar putea fi Zbornicul. O carte care iarăși cuprinde o culegere de texte care ne învață care sunt foloasele rugăciunii în viața noastră. Sigur și filocaliile, deși poate că ele pe alocuri sunt destul de greu de pătruns de către noi, necesită o oarecare strădanie a minții pentru a înțelege uneori experiențele duhovnicești destul de profunde ale celor care sunt prezenți în aceste scrieri. La ce aș putea să mă gândesc la altceva? Tot ceea ce înseamnă literatură creștină de specialitate, care poate să fie, știu eu, pe sufletul dumneavoastră, merită abordată. Însă e nevoie și de o selecție în acest sens, pentru că se scrie foarte mult în această perioadă și unele cărți, sigur că pot să fie destabilizante ale lăuntrului nostru atunci când nu avem capacitatea să le înțelegem sau să discernem ceea ce scrie
în trânsele. Punctual, cred că fiecare dintre noi am putea să aflăm ce este folositor pentru noi și pentru lectura duhovnicească, păstrând legătura cu duhovnicul și cerând punctual pentru o anumită preocupare recomandări în acest sens. Iulian Daja ne spune: Părinte, vă rog să mă ajutați să înțeleg mai bine ce înseamnă taina căsătoriei. Avem chemarea să ne apropiem de Sfântul Potir, să ne împreunăm cu Hristos atât timp cât unul dintre soți vrea iar celălalt nu caută curățenie. Oare mai putem lua împărtășanie în fața lui Hristos? Cum se procedează? Dumnezeu să vă ocrotească și binecuvântați. Ei, taina căsătoriei. Aici aș putea în câteva cuvinte să vă spun ce rost are taina căsătoriei în viața noastră. E binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă peste iubirea dintre doi oameni care vor să se unească într-o viață de familie. Și această binecuvântare a lui Dumnezeu are privilegiul de a aprofunda, de a face mai profundă iubirea dintre doi oameni, de bună seamă atâta vreme cât și ei își doresc să aprofundeze această iubire. Sigur, fiecare dintre noi, la nivelul nostru strict uman, avem anumite limite în a primi și a dărui iubire. Ei bine, Dumnezeu vine în momentul în care binecuvintează iubirea dintre soț și soție în taina căsătoriei și încearcă să ne provoace să ne depășim aceste limite și să ne îndemne să avem curajul să iubim jertfelnic. Pentru că, de fapt, despre asta este vorba în taina căsătoriei. Să învățăm să iubim jertfelnic. Ce înseamnă să iubim jertfelnic? Să știm ca din dragoste pentru celălalt să ne sacrificăm sub toate aspectele. Să avem răbdare, să fim îngăduitori, să putem să purtăm această cruce a înțelegerii celui de lângă noi. Pentru că, într-adevăr, este o adevărată provocare să poți să intri în taina semenului tău și să-l înțelegi. Și mai mult decât atât, să-ți reverși iubirea dezinteresat și să-ți exersezi această iubire dezinteresat față de cel de lângă tine. Este într-adevăr o provocare, însă o provocare la care Dumnezeu până la urmă ne invită în viața de familie pe cei doi, soț și soție deopotrivă. În ceea ce privește cealaltă întrebare a dumneavoastră, mi-e foarte greu să vă dau un răspuns acum și aici, pentru că nu înțeleg despre ce este vorba mai exact, rogu-vă, adresați-vă Părintelui Duhovnic și lămuriți cu dânsul problema care vă macină. Dumnezeu să ne ierte și să ne ocrotească pe toți. Ne spune cineva aici, apoi Elena Bosgău, Doamne ajută tuturor și familiei mele. Iată că cineva îi scrie aici și în limba greacă, iertați-mă, nu înțeleg. Necunoscând limba greacă, nu înțeleg ce scrieți, îmi pare rău. Da? Ana Tanțoș, Doamne ajută Părinte, sărut mâna Doamnă, mă bucur să fim împreună în această seară. Flori Dimancea, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu multă sănătate și fericire, Părinte, așișderea și dumneavoastră, Doamnă, bucurie multă. Pricop Elisabeta vine cu o întrebare. Cum pot să aduc la credință o persoană apropiată și să-l ajut să renunțe la alcool? Mulțumesc, Părinte, pentru cuvintele de folos. Da, interesantă provocare să aduci la credință o persoană
apropiată. Cel mai simplu este trăindu-ți sincer propria-ți credință. Fără disimulări, fără niciun fel de ipocrizie, pur și simplu fiind un exemplu personal în felul în care îți trăiești credința. Cred că este cel mai la îndemână mijloc și cel mai recomandat. Pentru că dacă e să reflectăm puțin la felul în care primii creștini au reușit să aducă în biserică pe cei necredincioși sau păgâni chiar, exemplul lor personal a fost realmente cheia succesului, dacă mă pot exprima așa. Vă invit și pe dumneavoastră să vă trăiți frumos și sincer credința și atunci cei de lângă dumneavoastră, dacă sunt pregătiți, vor înțelege că pot să abordeze și ei o viață în credință și o viață în iubirea lui Dumnezeu. Fără sforțări, fără niciun fel de apropouri, fără niciun fel de judecată, fără a fi pisălogi, fără a încerca să oferim lecții de credință, pentru că nu stă în puterea niciunuia dintre noi să oferim astfel de lecții. Așadar, rog-vă să fiți dumneavoastră în tot ceea ce faceți, în tot ceea ce credeți, în tot ceea ce iubiți. Cum să-l ajutați să renunțe la alcool? Grea cruce asta. Mai întâi trebuie să vrea el să renunțe și apoi puteți să-l ajutați dumneavoastră. Cum? Rugându-vă pentru el și încercați să consultați persoanele avizate care pot într-adevăr și pe linie medicală, dar și pe linie duhovnicească, în primul rând, să-l ajute pe acest om. Ofelia Popescu, bună seara, părinte! Cum să facem să nu ne lăsăm afectați de răutatea altor oameni? Dacă noi încercăm să fim buni și să facem fapte bune, să ne rugăm pentru ei și ți se răspunde tot cu răutate și cu ostilitate. Vă mulțumesc, Doamne ajută! Da, interesant ceea ce exprimați dumneavoastră aici. Să știți că tot secretul în ceea ce privește binele sau răul pe care îl introducem în sufletul nostru și în viața noastră, stă în a ști ce acceptăm și ce nu acceptăm în viața noastră. De pildă, cum să nu ne lăsăm afectați de răutatea altor oameni? Pur și simplu refuzând să fim răi, la fel ca și ei. Pur și simplu refuzând să credem că răutatea lor este dominanta vieții, că răutatea lor este singurul vector al vieții. Pur și simplu refuzând cele din urmă să admitem că acei oameni sunt capabili doar de răutate. În orice om, oricât ar fi el de rău, putem găsi un licărt de bine. Sigur că nu-l putem vedea întotdeauna, nu-l putem descoperi întotdeauna. Însă, poate că nici nu este al nostru să explorăm atât de mult în sensul acesta. Are Dumnezeu momentul lui cu fiecare dintre noi. De aceea, stă în puterea dumneavoastră să nu vă lăsați afectați de răutatea celor din jur. Nimeni altcineva decât dumneavoastră, cu propriile forțe, cu propriile puteri, puteți într-adevăr să deveniți scut împotriva săgeților otrăvitoare ale răutăcioșilor. Sigur că răutatea poate, într-o anumită măsură, să ne afecteze, însă nu trebuie să lăsăm să ne doboare răutatea altor oameni de bună seamă. Și putem face lucrul ăsta atâta vreme cât ne golim noi de răutatea din noi. Dacă curățim lăuntrul nostru, el de bună seamă nu poate să cadă sub povara răutății celor din jurul nostru.
să fim buni, să încercăm să facem binele în jurul nostru, să ne rugăm pentru cei răi și pentru cei care ne dușmănesc. Iată care este soluția: să ne păstrăm lăuntrul în pace și în liniște și netulburat de răutatea din jur. Apoi, Jeni Cristea, părinte, am o întrebare. Ce trebuie făcut pentru copiii născuți fără binecuvântarea căsătoriei? Părinții sunt căsătoriți numai civil, la primărie. Nu înțeleg la ce vă referiți. Ce trebuie făcut pentru copiii născuți? Vă spun foarte simplu, iubiți-i pe acești copii. Este lucrul cel mai minunat pe care îl puteți face pentru ei. Elena Luiza Garmont, cum să scot copilul meu din influența soțului bolnav și a mamei lui posesive? Cum să mă port cu ei pentru că izolează copilul din lume? Mulțumesc, părinte. Nu știu dacă este o preocupare sănătoasă să scoateți copilul de sub influența tatălui. Copilul trebuie să învețe că în viața lui e o prezență mama și o altă prezență tata. Nu știu dacă este o soluție binefăcătoare pentru copilul dumneavoastră ca dumneavoastră să-l absolviți de relația cu tatăl lui. Nu știu ce înseamnă bolnav aici, nu știu la ce vă referiți. Mamă posesivă pot bănui ce înseamnă, însă indiferent cum ar fi soțul dumneavoastră și mama acestuia, cred că este important să-l faceți pe copil să înțeleagă că și ei fac parte din viața lui. Sigur, nu preluăm lucrurile rele din viața celorlalți și nu învățăm pe copiii noștri la rău, dar nici nu trebuie să-i privăm de relația cu vreunul dintre părinți sau știu eu de relația cu bunicilor. Încercați să reflectați asupra acestui lucru, nu cunosc mai multe detalii, dar cred că e de reflectat asupra acestui aspect. Floricica Cărbunariu, Doamne ajută întregii lumi, iartă-ne pe noi păcătoși, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, ai grijă de noi păcătoși și îți mulțumim. Doamne, îți mulțumim pentru răbdarea pe care o ai cu noi. Ajută-ne și dăruiește-ne multă sănătate. Mulțumesc, Doamnă, pentru gândurile dumneavoastră. Monica Ardeleanu, Doamne ajută, Părinte, vă mulțumim pentru vorbele frumoase. Apoi, Iulian Daja vine cu o nouă întrebare. Luni, pe data de 19 aprilie, facem 25 de ani de la Taina Cununiei Religioase. Se spune nunta de argint. Ce se poate face la împlinirea celor 25 de ani? 25 de ani de la căsătorie. Pentru că data aceasta a căzut în postul Paștelui. Vă mulțumesc frumos pentru primul răspuns. Doamne ajută să fiți binecuvântat, Părinte. Ce puteți face la 25 de ani de căsătorie? Să rugați pe Părintele să rostească alături de dumneavoastră o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu, care poate fi făcută chiar și în perioada postului, prin care împreună să dați slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea de a fi alături de cei dragi ai dumneavoastră pe parcursul acestor ani. Ali Stoica, Doamne ajută, Părinte, mulțumim pentru efortul dumneavoastră și pentru învățăturile de credință în aceste timpuri în care oamenii au uitat complet de Dumnezeu. Cum am putea ajunge la smerenie în aceste timpuri de pandemie? N-aș spune că
am uitat complet de Dumnezeu. Sigur, secvențial pot admite că fiecare dintre noi mai uităm de Dumnezeu și să fim sinceri în a recunoaște lucrul acesta. Cum am putea ajunge la smerenia în aceste timpuri de pandemie? Că e pandemie sau nu e pandemie, smerenia e binevenită în viața noastră și când? Cum am putea să ajungem la smerenie? În primul rând, plecând de la faptul de a fi sinceri cu noi înșine, de a ne accepta cu foarte multă sinceritate atât vulnerabilitățile cât și lucrurile pozitive din viața noastră, încercând la modul cel mai sincer de a lucra cu noi înșine cu foarte, foarte multă dăruire pentru a îndrepta lucrurile rele din viața noastră atât cât putem prin propriile forțe, iar acolo unde nu mai putem noi să facem nimic, să cerem ajutor celor care ar putea să ne ajute, fie ei părinți, fie ei duhovnici, fie ei psihologi, psihoterapeuți sau oameni care într-adevăr pot să ne ajute în sensul acesta. Smerenia începe prin a fi sincer cu tine. Încerci un dram de smerenie în momentul în care începi să devii sincer cu tine. Apoi, sigur, în momentul în care reușești, într-adevăr, să biciuiești orice încercare de mândrie care survine în viața ta, orice orgoliu ieftin, orice ambiție, cât se poate de minusculă, care apare, să zicem așa, pe ecranul minții și care își cere drepturile. Apoi rugându-L pe Domnul să ne învețe să dobândim smerenia. Pentru că să știți că orice bine durabil în viața noastră îl dobândim atunci când îl cerem și de la Domnul Dumnezeu. El ne va inspira cu siguranță înspre a fi cu adevărat smeriți. Maria Magdalena Micodan, mulțumim Părinte, Doamne ajută-ne să fim buni și răbdători. Lorin Mihaela Tunduc, Sărbuna Părinte, cum scăpăm de patima mâniei? Domnul să ne binecuvinteze. Vă recomand în sensul acesta să ascultați o conferință care cred că s-a derulat în paralel cu intervenția mea din această seară. Aparține părintelui Pantelimon de la Mănăstirea Oașa, care chiar și așa se intitulează Mecanismele mâniei. Puteți afla acolo un sfat duhovnicesc și consistent vis-a-vis de cum putem dejuca această patimă a mâniei. Sigur că e o pacoste pe capul omului, această patimă, însă să știți că are și un aspect pozitiv. Atunci când ne pornim cu înverșunare împotriva păcatelor pe care noi le săvârșim, atunci când începem să punem în joc această mânie sfântă împotriva răului din noi și din jurul nostru, această pornire lăuntrică poate să ne ajute, poate să ne fie de folos. Sigur, când vorbim de patima mâniei, vorbim de cu totul altceva, vorbim de alte mecanisme lăuntrice care o pun în lucrare. Sigur, e multă nemulțumire, e multă frustrare, e multă neîmpăcare cu tine, e multă neînțelegere a propriului sine atunci când vorbim de mecanismele care pun în lucrare patima mâniei. Da. Reversul mâniei, știți foarte bine că este blândețea. Pe aceasta o fericește Domnul când spune că fericiți sunt cei blânzi pentru că aceștia vor moșteni pământul. Adică ce înseamnă vor moșteni pământul? Nu că vor avea proprietăți cu nemiluita, greu gestionabile, ci vor fi oamenii care vor cuceri prin blândețea lor pe cei din jurul lor. Cred că
Știu, v-am răspuns întrucâtva întrebării dumneavoastră, dar insist, rugându-vă să vă îndreptați atenția spre conferința părintelui Pantelimon. Sărut mâna, părinte, ne spune Lilielp, cum aș putea să-i conving pe copiii mei să se întoarcă la credință? Sunt tineri, au 25 de ani și respectiv 22 de ani, s-au lăsat de biserică, au luat cărările plăcerilor lumești. Da, doamnă, este o provocare realmente asta. Revin și vă spun și dumneavoastră, exemplul nostru personal în a trăi sincer credința, iubirea dumneavoastră dezinteresată față de ei, încercarea dumneavoastră de a înțelege și înrătăcirea lor așa cum sunteți dispuși să înțelegeți în lucrurile frumoase pe care ei le manifestă în viața lor, cred că ar putea, într-un fel sau altul, să-i facă cel puțin să se problematizeze pe acești tineri care au părăsit biserica, cum spuneți dumneavoastră, și au luat-o pe alte cărări. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru ei, e lucrul cel mai bun pe care puteți să-l săvârșiți. Nu cred că putem noi prea mult să-i convingem pe alții să se întoarcă la credință. Dacă avem cumva această putere, să știți că Domnul lucrează prin noi sau prin cei care au puterea să ne convingă. Nu cred că ar trebui să urmăriți să convingeți pe cineva cu ceva, ci mai degrabă să încercați să iubiți, să credeți și să nădăjduiți că toate sunt cu putință celui care crede în Domnul. Apoi, Sabina Armeanu ne spune, sau mai bine zis, ne întreabă, cum facem rugăciunea cu trezvie, cu folos? Sigur că trezvia se dobândește cu o anumită pregătire. Ca să putem să ne rugăm cu atenție, e nevoie să pregătim momentul rugăciunii, printr-o liniștire a lăuntrului, printr-o scurtă meditație premergătoare rugăciunii, prin care încercăm să ne golim mintea de tot ceea ce înseamnă preocupările de zi cu zi, de toate îngrijorările de zi cu zi pe care le acumulăm, încercând realmente prin aceste metode să pregătim momentul de rugăciune. Apoi, sigur, nu trebuie să fim ipocriți și să nu recunoaștem faptul că uneori ne rugăm atât de superficial, încât mintea noastră este sustrasă de la rugăciune. Și cu toții încercăm această experiență, pentru că n-am pregătit momentul de rugăciune sau nu avem o stare sufletească propice pentru rugăciune, pentru că nu întotdeauna avem stări propice, sufletești propice pentru rugăciune. Și atunci mintea se sustrage din cuvintele rugăciunii, hoinărește cine știe pe unde, însă lucrul ăsta nu trebuie să ne înspăimântă, pentru că până la urmă stă în puterea noastră să aducem din nou mintea în cuvintele rugăciunii și să încercăm să ne rugăm cu folos. Când nu avem stare pentru rugăciune, nu e nevoie să ne rugăm mult, e nevoie să ne rugăm ca timp vorbind, un timp, o rugăciune mai scurtă ca durată, iar atunci când sigur avem dispoziție, putem să înmulțim rugăciunea. Cred că m-am făcut înțeles și cred că am fost aproape de răspunsul pe care l-ați așteptat. Sabina Armeanu, Doamne ajută Părinte, mulțumim pentru toate răspunsurile cu har și folos. Da. Cred că ne oprim aici. Dacă cumva din neatenție
am omis vreuna dintre întrebările dumneavoastră. Vă rog să mă iertați. Dacă cumva doriți realmente răspunsuri la întrebările pe care le-ați adresat aici, vă rog păstrați-le și aduceți-le în atenție la următoarea noastră întâlnire. Până atunci, îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze viața, să ne înțelepțească în toată lucrarea duhovnicească care ne stă înainte și să ne dăruiască puterea să găsim sens și rost în tot ceea ce trăim în această viață, iar mai mult decât atât, să ne dăruiască binecuvântatul prilej de a ne bucura unii de ceilalți. Acestea fiind zise, vă mulțumesc tuturor pentru răbdarea cu care m-ați însoțit în această seară, iată, aproape preț de 2 ore, aici pe pagina de Facebook a televiziunii Trinitas. Vă mulțumesc așadar pentru răbdarea dumneavoastră, pentru întrebările pe care le-ați adresat. Sper să fi răspuns atât cât m-am priceput și atât cât am înțeles din dorințele dumneavoastră. Iertați-mă pentru nedesăvârșirile mele și pentru poate lipsa de răspuns pe sufletul dumneavoastră și pentru folosul sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să plinească toate neputințele noastre și toate nedesăvârșirile noastre, iar până la o nouă întâlnire, vă rog din suflet să duceți cu dumneavoastră acest gând. Lucrarea pocăinței este cea la care ne invită Domnul în fiecare zi a vieții noastre. Și nu uitați, câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni realmente un adevărat selecționer de valori. Până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. La revedere!